Revelion ruinat pentru 400 de români care petreceau într-un restaurant din Madrid deținut de un conațional. N-au mai apucat să bea șampania la miezul nopții pentru că au fost evacuați de poliție fără multe discuții. În timp ce administratorii spun că ei n-au nicio vină, clienții au emoții că nu-și vor primi nici măcar banii înapoi. Am plătit, nu ne-au adus nici mâncare, facem în mașină revelionul. Dacă nu ieșim din restaurant, ne arestează, auzi. Abia începuse petrecerea când în restaurantul Nobiles din Madrid au apărut polițiștii. Le-au spus clienților scurt că trebuie să plece. Printre cei 400 de români care așteptau artificiile de anul nou era și Luminița Mantale, care a filmat scenele incredibile. Ne-au scos din restaurant, au venit cred că vreo 20 de mașini de poliție. Revelion nu n-am mai avut. Restaurantul face parte dintr-un lanț deschis în Spania de un român. Clienții l-aleseseră tocmai pentru că proprietarul este un conațional. În plus, aflaseră că acolo se mânca bine. Plătiseră 110 euro de persoană în schimbul promisiunii unui revelion de lux. După ce i-a dat afară poliția, a început cearta. Ieși afară și ne dai banii. Da, doamne, că vi dăm. Am plătit taxiul, haine, vii să le plătești. Ei știau și ospătarii, parcă știau. Da, râdeau. Da, râdeau. De ce știu? Angajații restaurantului spun că evacuarea din noaptea de anul nou a fost răzbunarea proprietarului clădirii. Ar fi anulat contractul de închiriere fără nicio înștiințare. În aceste condiții, restaurantul nu mai avea voie să funcționeze. Nu ne-a anunțat nimeni. Putea să ne anunțe cu o zi, cu o săptămână, cu o lună. Vor să ne dea afară din restaurant. Că n-a vrut șeful meu să cumpere restaurantul. Se returnează toți banii înapoi la toată lumea care au fost prezenți. Restaurantul funcționa de 5 ani și organiza frecvent evenimente pentru românii din diaspora.